Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, a săvârșit Sfânta Liturghie în paraclisul Sfântul și Dreptul Iov al mănăstirii Antonești din comuna Corbeni, județul Argeș. Ierarhul a vorbit în cuvântul de învățătură despre îndemnul Mântuitorului Hristos de a ne purta crucea cu credință, răbdare și iubire față de aproapele. Dacă vrea cineva să mă urmeze, zice Iisus, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, adică noi, trup și suflet, așa cu toată viața noastră, cum spune Ectenia, cum o spun diaconii, și toată viața pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm, adică trupul nostru în chipul crucii și sufletul nostru în chipul crucii, trebuie să le dăm pe amândouă. Ni le-a dat Dumnezeu și noi trebuie să le dăm lui Dumnezeu maturizate și îmbunătățite. Adică binomul acesta, îmbunătățit trup-suflet, trebuie să întoarcem, cum să spunem, darul lui Dumnezeu pe care ni l-a dat El. Noi încercăm în suferințele pe care le avem să ne apropiem și să luăm ca mângâiere. Dacă Iisus Hristos a purtat crucea suferințelor, nu? Păi și noi ne întărește Dumnezeu să purtăm crucea suferințelor care dau peste noi, bineînțeles. Este o experiență foarte importantă. Aceste încercări care vin peste noi, acest efort de a rezista suferințelor și a oboselii de fiecare zi. Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din comuna Corbeni a fost reconstruită după anul 1989. Lucrările au fost finalizate în anul 2004, mănăstirea fiind sfințită în data de 24 iunie.